Gloria a reușit cu ghilimelele de rigoare să capoteze în fața unei echipe care a intrat pe teren după un drum de 12 ore cu autocarul până la Buzău. Severinenii veniți cu un plan de joc cât se poate de clar, acela de a apăra un rezultat alb, s-au mulțumit să stea cu toți jucătorii în propria jumătate de teren și să mizeze pe cartea contraatacului rar. Plan facilitat și de jucătorii buzoieni, fotbaliștele căror acțiuni de atac au fost previzibile, lente, sterile. Singura ocazie notabilă a Gloriei a venit după o lovitură de colț, atunci când lovitura de cap a lui Perjo a fost respinsă în corner in extremis de portarul reșițean. Elevii lui Alexandru Pelici au dat lovitura în urma unei acțiuni de contraatac solitare a lui Laurențiu Buș. Șeptarul oaspeților a driblat toți adversarii întâlniți în cale, fiind secerat în careu de un atac imprudent al lui Balgiu. Tot Buș a transformat lovitura de pedeapsă, astfel că roșnegrii intrau la pauză cu un nesperat avantaj. A doua repriză s-a constituit într-o reprezentație a neputinței etalată de fotbaliștii Gloriei. Buzoienii n-au reușit să treacă de reduta reșițeană, echipă care s-a apărat cu tot efectivul. Până la fluierul final, oaspeții au reușit să țină cu toate mijloacele de rezultat, astfel că Gloria, cu doar 5 puncte, coboară până pe poziția 12 a clasamentului. Etapa viitoare, roșialbaștrii vor juca la Timișoara cu Ripensia. Partida este programată pe 3 octombrie.